Medicii premierului slovac Robert Fico au dat noi informații privitoare la starea lui de sănătate după ce el a fost operat din nou. Între timp, bărbatul care a încercat să-l asasineze a fost arestat preventiv. Yesterday's surgery was successful. This is the reason why his condition is still stable, so this is very important for us. And no any prediction. Starea premierului slovac, Robert Fico, este încă gravă, dar prognosticul medicilor este pozitiv, astfel că nu e nevoie de un transfer la Bratislava. Acestea au fost unele din precizările adiționale ale ministrului apărării slovac, Robert Kaliniak. Despre starea de sănătate a premierului Robert Fico, două intervenții chirurgicale au fost necesare pentru a-l stabiliza pe premier. El este acum la secția de terapie intensivă a spitalului, la care a fost dus imediat după ce a fost împușcat. Între timp, Juraj Cintula, bărbatul care a încercat să-l asasineze pe premierul slovac, și-a recunoscut vina în cadrul unui interogatoriu, astfel că un tribunal slovac a decis plasarea lui în arest preventiv. Juraj Cintula, în vârstă de 71 de ani, e acuzat de tentativă de asasinat cu circumstanțe agravante. Robert Fico a fost împușcat miercuri, 15 mai, după ședința guvernamentală care a fost ținută în orașul Hanlova, situat la 200 de kilometri de capitala Bratislava.